Ne-am și gândit de ce pleacă turiștii din România, din cauza asta. Pățești ce am pățit noi. Ieri, pe 30, după amiază, am ajuns aici la hotel. În hol, la recepție, am găsit un godin, stive de lemne. Se încălza hotelul cu lemnele și cu godinul acela. Hotel de 4 stele. Am decis să nu rămânem și camerele sunt murdare. După cum vedeți, și geamurile sunt murdare. Nu este un hotel de 4 stele în niciun caz. Am hotărât să plecăm, am cerut bani. Au spus că nu ne pot da bani. Să revenim. Am revenit. Astăzi am petrecut noaptea la un alt hotel. Am cheltuit alți bani la alt hotel, unde condițiile sunt minunate. Diferența de preț fiind 100 de lei. Cât ați plătit pentru Am plătit 1700 aici, 1800 dincolo. Pentru 3 zile. Pentru 3 zile, da, și masa de revenire. Când am cerut banii înapoi, mi s-a spus că au cheltuit banii și că nu am de unde să nimeni. Dar am fost la OPC, am făcut reclamație. Ce m-a spus? Nu au spus nimic. De asta zic, dacă în locul domnului de la OPC ar fi un roboțel, ar fi minunat, pentru că am rezolvat același lucru. Este nimic creativ, nimic. Suntem extrem de... Rămâneți în continuare pe liberal, dar am rămas la Hotel Del Mar, unde v-am spus, diferența de preț este de 100 de lei, iar condițiile sunt minunate. Minunate. Nu se compară. Hotelul ăsta, după părerea mea, trebuie închis. Probabil că nu turiștii decid asta, ci alte instanțe, habar n-am. Patronul ne-a spus, ne-a luat peste picior și a zis să-l dăm în judecat. Merge. Oamenii au reclamat că au plătit 1800 de lei și că nu au găsit condiții, că este frig în cameră, că miroase a fum în recepție. Mie mi-au declarat doar că au miros de fum în hol. Dacă dumneavoastră simțiți miros de fum în hol, Se simte și că a venit la mare și că simte miros de fum în hol. Și pentru că simt miros de fum în hol, nu vor să mai locuiască în hotel. Asta e singurul care mi-a declarat mie. Nu, ne-au spus că este și frig în cameră. Nu știu. Nu știu ce v-a declarat dumneavoastră. Eu vă spun ce mi-a zis mie și că din cauza asta nu vor să mai locuiască în hotel. În cameră la dâi și eu cred că acum dacă mergeți și vă uitați pe ăsta pe termometre, cred că sunt 20-21 de grade. Eu zic că sunt niște condiții ok de locuit în hotel. Cu ce încălziți? În momentul de față, cu aici, în hol. De ce? Pentru că sunt foarte mulți clienți care au zis că le place să stea la un șemineu. Și avem un șemineu, e ok. Așa? Iar în camere se încălzește, avem încălzire cu gaz, cu... avem mai multe aer centrale. Aer condiționat, avem de toate. Toate condițiile necesare pentru a locui în condiții normale Domnul și ferești. Domnul Șarbel, că nu ați dat drumul la calorifere, de ce? Domnul Șarbel este asociatul, domnul Șarbel e cel care a dorit, a insistat să susținem acest, să obținem acest revelion. Eu sunt un simplu angajat, eu nu încerc să caut vinovați sau nu, doar să încerc să ajut. După cum ați văzut dumneavoastră când am venit pe aici, eu sunt jurist și descărcam marfă. Deci nu sunt cel de care răspunde de acest hotel, eu sunt doar o persoană care doresc să funcționeze, să ajut la funcționarea acestui ceas. Câte persoane sunt cazate sau câte petrec aici? În momentul de față sunt doar 16 persoane în hotel. Și cred că de revedere vor să fie în jur de 80. Jur de 80 de persoane. Ceva în genul. Am înțeles, toate camerele sunt ocupate? Nu. În momentul de față, doar 16 persoane sunt în hotel. Ce capacitate? 120. Și încălziți tot hotelul? Da, tot hotelul. Cu ce? Tot cu hotelul. Cu aer condiționat, v-am zis, cu aer condiționat, cu gaz, cu petrol, cu... acum avem și motori. Sunt mai multe centrale. Avem multe funcționalitate, dar avem și apa, și piscina, și piscina este și încălzită. Și în momentul în care vine cineva, nu, în momentul, încălzim deja, hotelul este încălzit de 3-4 zile. Acum am luat pe nepusă masa frigul care a fost bine, se știa că e așa, dar tocmai din cauza asta am balat la maximul astea, cum e ce, centrale. Am zis că au făcut reclamă și la renovație și la UPC. Oamenii, cele două persoane. Fiecare e dreptul lui să facă ce reclamații dorește. V-au de la OPC? De la OPC nu mă sunat. Le veți da banii înapoi? Bineînțeles. Bineînțeles. Dacă dăm și noi facem tot ce putem, putem să facem... Deci nu știți că nu le dați banii înapoi. Dăm și poate să declare ce doresc.
Eu vă zic ce... Cum în momentul de față, nu știu dacă v-a zis domnul Șarbel, bănuiesc că v-a dat și dânsul o declarație, un interviu, așa, în momentul de față sunt, societatea este în lichidare, avem nevoie de consimțământul liquidatorului pentru a scoate suma de bani cu care a plătit. În momentul în care avem această autorizație, noi putem să-l achităm suma de bani.